Așa, așa. 10? Hai să începem interviul. E bine, e bine. 2-10. Okay. Prima tale ieșire în străinătate a avut deja loc. Ai mixat în club Canapea în Pleven, în Bulgaria. Vreau să știu ce părere ai așa în mare despre clubbing-ul bulgăresc. Cu ce senzație ai rămas? Este pe drumul cel bun. Sunt deschiși către distracție. Deci oricine care se duce să pună muzică acolo are parte de un gig frumos. Te lauzi și cu alte date internaționale în viitorul foarte apropiat? Cu siguranță. Da, ne dai din casă așa ceva sau încă... Nu. Aștept să se confirme. Am înțeles, să se coacă și după aia... Ok, ok. De curând ai provocat echipa Knights.ro, Mashoptit Mio Ciripai, la un meci de fotbal cu o selecționată a DJ-ilor. Cam ce aturi crezi că ai avea tu așa în fața echipei noastre? Noi? Da. Avem mai multă imaginație. Aoleu. Da, scheme de joc ascunse, deci îți dai seama, e o tactică întreagă. E o nebunie. Da. Aha, aha. Stai, am doi fundași de bază, forță. Nu dăm nume, nu? Nu dăm nume. Nu dăm nume. Ok, hai să mai vedem. Se condensă activitatea de DJ cu cea de producător. Știu că urmează un release la District Raw, de fapt un remix a unei piese de-a ta și a lui Bog, Oh Boy. Da. Oh Boy, ia dă-ne mai multe detalii. Păi, District Raw e labelul lui Fabio Gianelli. Am semnat piesa de curând la el, de remix se ocupa Patlac, cel care are Liber Detail, pentru cei care cunosc, iar release-ul va fi undeva în iunie. Adică se apropie vara și ne lovești cu evenimente grave. Da, exact. Okay. Și mai avem un release la Sintope, tot în iunie, un label românesc, cu remix de la David Fair, de la Viva Music. Ca urmare a activității din anul precedent, în cadrul Knights.ro Awards 2011, ai câștigat două premii. Acum zi-mi și mie ce înseamnă premiile astea două pentru tine. Cum te-a marcat experiența? Păi, e o mare satisfacție. E munca unui întreg an și la Knights.ro Awards am cules roadele, nu? Muncii mele. Sună foarte bine. La fel de muncitor și pe viitor? Sper. Promit. Dai seama, și mai muncitor, nu că la fel de muncitor, mai muncitor. Rămânem împreună aici pe 89,5 la Nights Underground. Mahoney și Bog prezintă No Smoking Orchestra, chiar acum. Ne-am întors cu invitatul nostru din această seară, Mahoney. Trebuie să știți că e mare nebunie, mare studioul Dance FM. Suntem foarte agitați, foarte energici, nu, dar foarte bine dispuși în același timp. Întotdeauna suntem bine dispuși. Așa este, așa este. Ok, întrebările continuă, fii atent. Mamă, vrei să fii miliardar, să înțeleg că începem acum, gata. Ceva de genul, dar varianta mai dance electronică, așa. Ok. După varătorii de la Kudos Beach, a urmat un sezon toamnă-iarnă la Crystal Glam Club, petrecut în totalitate în calitate de rezident. Ai mixat în warm-up pentru nume mari, John Digweed, Lee Burridge. Cum a fost? Care petrecere ți-a plăcut cel mai mult și cu cine ai legat cea mai strânsă prietenie? Stai că te mai completez eu. A mai fost Paul Kalbrenner, James Abiela, așa, Mandy, fă promo, fă promo. Audiofly, Dave Simon. Așa, cea mai interesantă petrecere. Deci pentru mine cea mai tare petrecere a fost de ziua mea cu băieții de la Audiofly. Dar ca atmosferă și ca număr de public, petrecerea cu Paul Kalbrenner a fost mult peste. Am înțeles. Deci te cam distrași și tu așa un pic. Eu mă distrez întotdeauna. Ce DJ tânăr român sau străin te-a impresionat în ultimul timp și de ce? Ai pus ochii pe cineva? Ca DJ tânăr român? Uh-huh. Cu partenerul meu, Bogdan. Partenerul meu, colegul meu, Bog. Duo-ul Mahoney Bog. Da, bineînțeles, e un puș foarte talentat. E încă tânăr, are 20 de ani, deci are tot viitorul în față. E numai bun de luat și crescut. Ceva de genul. Am înțeles. Cea mai de preț întrebare, uite, am păstrat-o pentru final. Unde vei pune muzică de 1 mai? La Sunrise, în primul rând, în cort cu Audiofly și cu Lee Burridge și pe o plajă. Pe o plajă? Veți afla în curând. La mare? Da. La soare? Da. Ok, le pregătim de un mix de zile mari și nopți lungi, cum îmi place mie să spun aici, la Nights Underground, Mahoney. De zile și nopți, acum era. Mahoney, live, la Dance FM pe 89,5. Stați aici!